Și bine v-am găsit la un live. Astăzi o să facem ședința, o să avem ședința Nortenos, așa că facem niște pește, că nu avem deocamdată, mai avem nevoie de puțin bani pentru taxă. Și să facem bani până la ora 8:30, că la 9 avem ședința. Și până mergem pe drum, până luăm bani, până luăm toate lucrurile, facem niște pește, mai facem niște bani. Având în vedere că noi trebuie să mai facem 3 oțel și vedem de la cine cumpărăm încă 3 oțel. Acum să vedem cum va continua. Facem pește. Vedeți că e jefuitor full negru pe un manchet și un jefuitor cu scoadiu, să știți. Stă pe aeroport. Acum cu Helionul și eu pe sus. Ce face? Vând mamele, băieți. Cu cât? Nu știu, zic tu, trebuie că nu mai știu cu cât. Ei, nu știu, zic cât, cu cât. Șaptezeci bucate. Vând cu viz, vând cu viz. Trei oameni pe live, vă salut pe toți. 80, cât ai? 350. Aici. Aici, aici. Aici, pe spate. Vinde momială, vinde momială. Haide cu mine la mașină. Momială, vindem, proaspăt. Băi, nu vezi momială. Vinzi sau cumperi? Cu cât ai zis, da, băiatul casă că vinzi momială? Îți cumpăr doar 50, poți să-mi dai 50 sau nu? Nu, dau pe tatăl 300. Băiatul cu casă, cât ai zis că dai momială? 70. 80. 5 oameni pe live, vă salut pe toți! Cât ai cu 80? Că ți-o cumpăr eu toată. Frații mei, dacă am văzut așa ceva. Hai că ți-o cumpăr eu toată, unde ești? Hai, dau și eu cu, mai am și eu. Hai că vrei și... M-auzi? Hai că vin imediat, stai un pic. Să prind și eu peștele. Frate, băi... Cu 80? Stricați balta, băga mea. Păi nu se vindea cu 100? Dar nu se vindea... Păi, atunci nu mă duc, mă, mi-au țeapă, am crezut că am uitat. Am găsit că dă costă 80. Alo, Delta Force. Mersi de abonare. Alo, baza, baza. Alo, Delta Force. Alo, baza, mersi de abonare, stai să văd cine s-a abonat. Crăciun, mulțumesc frumos de abonare. Cred că ești de la mine, de aici mulțumesc de abonare, Crăciun. Mai bine, am prins 3 pești aurii în interval la 10 minute fiecare. Uitați, suntem cu bărbații. Ce să căutăm? Adică ce se face la locul de muncă? Mecanic. Flotări. Crăciun, verzi, ăștia cu insignă, unde sunteți? Aici. Unde e locația? Mira. Verzi a picat.
orașul. Hai, veniți. Trebuie să amintiri strada aia. Putea să pătească ceva verzi. Da, știu, știu. Una, două, trei, patru, cinci, nu mai poți să nu mergi sau nu mai poți să faci flotări? Mai deci cam puternic faci flotări cu ghiozdanul de 50 de kg, ești bun. Da, mă, deci nu contează cu mine, ceau. 5 oameni pe live, vă salut pe toți! Vă mulțumesc de susținere! Vino puțin! Poate e apă în gură. Mă scufund. Ia ziceți-mă un salon de tatuaj de șmecher în afară de Pacific. Pușcărie. Pușcărie! Afară de ăla, că vreau să dau pe tatuaj, bă, nu pe cazier. Păi poți să te duci eventual în Sandy, ăla din Sandy. Și mai e și ăla de pe... ăla de la Pacific. De lângă Pacific. Bă, dar acolo. Este unul, exact cum pleci de aici, de la Pești, și intri pe stradă, în dreapta, la un service, acolo arată ceva da, tatuaj. Ăla, ăla, nu știu, dacă da, n-am încercat. Merge? Dacă noi mergem amândoi, că și eu mă duc. Poți tatua acolo, te lasă aia pe acolo? Da, nu știu, da. N-am încercat. Adică eu am doar am intrat și am văzut că nu-i nimeni. Mi-am făcut un tatuaj pe față, mă, atât. Alo, Delta Force. Mulțumesc de abonare, dar nu știu cine, stai să verific. Alo, Delta Force. Alo, mersi, Mădălin, te pup, Mădăline, te pup, te pup, mersi de abonare. La pușcărie... Mama, ai uitat toți băieții, grei. Te pup, Mădălin, mersi frumos de abonare. Este acolo special pentru pușcăriași. Mersi frumos de abonare, Mădălin. De ce, n-am cu ce, n-am mașină. Să plătesc cazierul 50.000 mai degrabă. E, ce e o avere? O avere, 50.000 îi faci lejer aici la Pești. Îi faci într-o oră. Dar na, decât să-i dai așa prin vânt. E, păi și eu am deplătit 150.000 dacă este așa. 3 caziere ai, nu? Cam da, ori 3, ori 2, nu mai știu. Mă rog. Eu zic să le plătești, na. E, așteaptă acolo, să aștepte bine. Las că putrezesc ele și dispar singure. Dă vreun polițist vreun gabor cu apă pe ele și se ude și se strigă. Știi ce zic? Yes, yes. Câte ceasul? Fac o dedicație. Mamă! Fără 10, mâncați-și. Și eu mai trebuie să fac. Mă aud prea tare? Ia vezi acum olandezul cum aud. Ce ai zis? Fac o dedicație dacă tot ai bani? Nu, no, nu, mersi. Fac o dedicație așa, deci... Are careva oțel pe aici? Aveți oțel? Aveți oțel? N-aveți, nu? Nu. Ia, stai un pic. Stai să verific imediat, două secunde. Ia vezi cum aud acum. Ia zi-mi acum cum aud. Vezi acum cum aud, acum tot ok. Alo, Delta Force. Alo, baza, baza. Alo, Delta Force. Alo, baza, baza. Shiki, shiki, shiki. Tamil. Neluțu Tamil. Tamian. Mersi de abonare, frate. Am 14 ani. Am zimb. 14 ani am. Aveți oțel, băieții? Să avem? Oțel. N-avem, bosule. E, sărăcie. Tu ești sărăcie. Mersi frumos. Nu, ai vrea că te-am salutat, că nu mai stau. Mersi bine, frumos, zi. Hai, te pup, mersi mult. La fel. Păi, mai avem... 40 de minute aici. De stat. Că am stat o grămadă să pornesc live-ul. Că nu știu ce avea și mie îmi dă numai șosete. Și șerpi în loc să-mi dea pești ca să pot să-i vând repede. Păi mai stau până la și jumate, până la 8 jumate că la 9 e ședința. Și mai am nevoie și de 3 oțeli și de 10.000. Ca o mică paranteză așa. Înțelegi? Și nu prea am de unde să fac rost de 3 oțel. De 10.000 aici să-i și fac, mai vând eu pești pe aici, mai fac eu... o șmecherie, două, dar trei oțel. Mai dau și pe aia 10.000. O am pe aia de 50.000.
N-am niciun task, sunt în mafia, în mafia mică. În Eruțu. Și e bine, nu te nu-s, e ok. Mă înțeleg bine cu băieții. Hai să văd de la cine iau eu 3 oțel. Deci eu în 40 de minute trebuie să mai fac niște pești ca să pot să-i vând repede. Ia uite, mie zboară peștele, vere, hau. Mai trebuie 10.000 să fac 7, până peste 75.000 și 3 oțel. 260 de ore am, X-ule. Dacă e, cred că îi dau mesaj. Unde sunteți? Prin Sandy. Venim toți la hacker. Deci știți că sunt e codoba în care îmi care jufet, că așa m-am zis. Acum vedem. Da. Yes. Am făcut petrol și acum nu se mai merită pentru că stai câte o oră, două la coadă ca să te duci să vinzi. Și nu se merită să stai două ore ca să iei 15.000, așa la pește, dacă stau două ore fac, ești nebun, fac 50.000, 60.000, 100.000. Păi îmi trebuie 3 oțel gen pentru taxă. 3 oțel și încă 10.000, mă întreb pentru taxă. Că am avut niște probleme cu banii săptămâna asta și nu prea nu am putut să fac, adică am fost pe zero și abia de ieri m-am apucat și a trebuit să plătesc și o datorie. Și acum mai întreb încă 10.000 ca să fac Unde-i băiatul la care mai vindeam o meală la 80 aici? O dau la 100. Păi bossule, ai zis că 80, acum te-ai gândit la 100. Păi mi-au zis băieții. Am peste 100. Salut. Ah, nu. Bine, frate. De la băiatul ăla am luat 450 de bucăți, te zic. Da, nicio problemă. Asta afli ce, nu prea am voie să spun. Ce nu stai pe stație? Adică, oricum, nu prea ai ce să faci cu astea. Două caziere îți dau. Păi 75.000, 75.000 și o dubă de oțel. Salut. Înțelegi tu, Neluțule? Ia uite, a zburat peștele auriu. Dacă îmi dădea mie peștele auriu, mergeau 4.000 la mine? Și ce tri ai? Ce zici? Ce tri ai? Nu înțeleg. Nu înțeleg, X-ule, ce zici. Crăciun e plecat? Da, sunt deja pe cai, este la arbi deja. Ai mestecat orașul în cap. Săptămâna. De ce mă recunosc? A, păi... A, n-am tir. Eu cu ce vin, bă? Am avut metele tanker și l-am vândut. Și... Nu mă, gen, eu sunt pe... Aia a fost. Ne întâlnim toți la arme, hai la arme. Bine, hai cu micul parcă, mă, cu cine. Da. Cum noi nu suntem verzi, ca să știi. Și reușești doar din pescui să faci pe săptămână. A, da! Da, eu reușeam să fac și mai mult, să-mi scoi și banii. Că oțelul am avut eu, dar problema a fost că m-am apucat de ieri, seară, de la ora 10. Și, na, nu prea am putut să fac. Scuzați-mă că de când sunteți cu mine acum și sunt eu la curat, mereu scopat de poliție. Le știu toate perversele care vor să le facă. Și acum, na, ai. Mă răgăt să ne înveți schema cu locațiile pe care. Eu știu totul. Să ne ascundem. Știu totul unde se... Ana, zici că n-ai ajuns aici, ca să vezi să-ți deschidă, ok? Acu ajung. Hai da. Thank you.
mort. Hai așa conciu. Regi, mă uite. Să nu mai zici faza aia, că știi tu și faci tu. Că nu e ok. Da, mă, am glumit, nu știu nimic. Mă, da, el nu știe nimic, e paralizat. Eu nu știu nimic, da, am glumit, gata. Cătă că altfel o să... Lasă-l mă și rău, dracu, el primește lupa. O să nu fie unul care îi poartă boală, știi, și... Lasă-mă că el pleacă, nu noi. Peste bot, cum o zici, ai zis? Mamă, mi-o frică că nu știu dacă fac cât aici. Na, e fără 10. S-am spus să tac din gură, tu vrei să ca să... A, bine. Ultima oară când mi-a plecat 3 zile, i-a găsit câte omor. Păi, omor. No, dar nu mai e vorba cu mine. Uite, șirul ăsta, te pup la coaie. Dacă aștepți... Știi, bă, șirul când facea când a plecat 3 zile? Băiatul ăsta, șiron, te pup la coaie, șiron. Șiron? Șiron, 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 de acum te numești șiron, vedeți, da? Da, bă, sunt Bugatti, bă, nu. Bugatti e șiron. Mă regret acum de decizia asta. Este o decizie importantă. Stai, mă, Robi, că nu mai știe mult cu aia. Nu știe. Banană, ce zici, bă, banană? Hai, mergem cu bărcuța. Hai, stai că îmi cumpăr mumeala acum. Îmi cumpăr mumeala. Câtă? Câtă? 300. Stai că vin și eu, așteaptă-mă, stai că vin cu tine. Da, hai, da, că am și o rugăminte la tine. Hai, de-i vinuca. Unde ești, frate, că ți-o cumpără pe toată? Bănănuță! Cumpăr cu 53 de mamare. Ba, am și o rugăminte la tine. Bă, băiatul ăsta, ce rog, dacă vrei mergi la o patrulă. Dar eu cumpăr eu, frate. Nu am. Ai oțel? Stai un pic. Păi, cât îmi dai? Cât vrei pe mâna ala? Stai un pic. Cât vrei pe mâna ala? Shiro. Băiatul ăla voia 50 pe mâna ala. Da. A, zis 150. Shiron. A, scuză-mă pe mine. Și eu cu partea, dacă mă iau jefuitorii... Da, merg, donații, le zim. Da. Merge, mi-apar. Bă, zi mai 3 oțel să-mi dai? Ce să dau? 3 oțel. Poate îl dau. Da, nu știu, nu am. Dar cât e 3 oțel? Ți-a dat, dar nu știu cât e. Dau 10.000. Pare rău, eu nu mi-am. N-am, chiar n-am, mă. Dar vindeau ăștia pe la Weasel. Fiate, îmi faci și mie rost? Încerc. Dar de care ai? Oțel, 3 oțel. 3 oțel. Atât. Hai, fă și mie rost până la 6 jumate. Până la 6 jumate. Adică, da, tu dai taxă la cineva? Na. Dar nu știu de la cine îți fac. Dar pe cam un băiat. Bine, întreabă și te rog să mănânci. Hai cu bărcuța. Stai un pic, zi-l sun. Ești pe Vio, mă, de pe celălalt. Îți sun pe Vio. Sună, că mie nu răspunde. Da, zi-mi, mie merg donații, mi-apar pe ecran. Ori apar mai greu dacă ai donat, ori... Oricum apar. Salut, Vio. Mie nu răspunde. Nu mai răspunde. Am și o rugăminte de la tine. Ai 3 oțel și 2 bani pe ele. Trebuie pentru un prieten. Zic că mă știe. De că mă taru. Că mă taru dacă știi. Nu știu. Băiatul ăla. Te știi? Mă știe. Da, trebuie să vii pentru el. Îți dă banii pe el, a zis. Unde ai putea să vii să ne vedem? Noi suntem la pește. Ai putea tu să vii la pește sau să ne... Poți să vii tu? Da, zic. Tu ne. Acum ce ar trebui să facem? Salut. Adică. Mă, eu cum ar... Vine? Da. Perfect. Perfect, hai să mai pescuim o leacă. Mai dăm aici și mergem după la asta. Da. Hai scoate... Ce vreți, haideți că eu... Barca. Bă, dar nu acum, dăm că în 10 minute vine vine. Păi dăm un pas, să dăm la barca. Mai are rost? Da, că după aceea când e, plecăm direct. Ce-mi recomandați la 2000 de lungi? Ce bani? Cum să fac bani? Mamă, stai că am eu prost. Nu crede, dă-te la o parte, că arunc un șarpe. Ouălău, să nu mă buște. Dacă îmi dau acum, dar nu știu. Nu știu, nu știu. Nu știu, nu știu. Atâta să întârzie ședința jumătate oră, că nu e Chris. Ok. Prin paletul plecat. Auzi! Dacă mai întârzie, doar. Șarpe la picioare.
Dar să nu ne arate până la ședință, că după aia mai face ședință. Târziu, după aia face ședință la închisoare. Din pușcărie, nu-i problema, da. Da, 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 și șop. Mamă, l-am mai luat odată. Mergem eu cu telefonul și vedem ce vorbesc ea în casă, vedem de telefon, ședință. Am văzut că l-a luat pe mine scolare de 3 ori. Auzi? Da, da. Eu la 350 de lunce am stăsor. Da, mă, că stai nebun. Da, da. 50. Capan, truci, de gal, dacă vezi de gal, de ce cai. Ești de mine, bă. E, bă, Edno. Ălea nebune, pe insulă? Da, da, da. Să-l luași în zonă publică. Da, face epna ăla, plângele. E, poți să mă apunc acum sau... Trebuie să o șoguriță de apă, că nu mai pot. De mâine, de mâine. De mâine, mai bine să fac urmează vinere. La un timp. Vedeți că îți trebuie mare chestie. Stai mă, bă, bă, bă! Sau ceva. Ce-mi trebuie? Zici că-mi trebuie? Stai mă, bă, ești prost, mă! Da, mor eu. Vin când dacă ai Dodo... Ai răbdare, stai. Stai mă, așa de. Auzi, ai emeral, mă? Unde mă? A spus că ședința întârzie cu 30 minute, corect? Nu sunt sigur cu aia deocamdată. Eu vreau să mă duc să mă urmăresc cu poliția atunci. N-au cum să jufească aici. Da, știu. Razicai, razicai, razicai. De 2, de 2. Ce? De 10, 2, 10. Trebuie să-mi opresc muzica din cap. Stai un pic. Stai, mă, că mă... Așa mă zi acu. Unde muncești? La un service, dacă vrei te angajezi și pe tine. Cât primești? 2 SS. Dar faci vreo mișto de ăsta și vezi că te arunci în aer. 50.000 pe săptămână. Dacă ai puntajul. Câte oră? Câte oră pe zi? Ei, îmi par mai bine din pește. Păi da, mă, dar poți să faci două dintr-una. Poți să stai o oră la program și după aceea să vii aici. Și dacă faci câte oră pe zi, ce ești nebun? Îți trebuie 8 ore. Păi ce? Da, în 8 ore scoteai de la pește 50.000. Știi cât făceai de la pește? Păi, băi, ești prost? Faci câte oră pe zi? 7 ore, pardon. Păi da, în 7 ore de la pește făceai mai mult de 100.000. Mă, ești prost? Ce? Mă, da, tu faci de două ori profit, adică dacă tu vii azi o, azi o oră, mâine o oră, păi mâine o oră, în fiecare zi câte o oră, îți zic că faci ăla, doar 8 ore trebuie să stai, 7 ore, mă rog. Da, mă, dar dacă nu făceai ăla, puteai stai 7 ore la pescuit. Mă, ești prost, rău. Băi. 7 ore la pescuit scoteai profit. Mă, tu nu înțelegi, lasă așa. Câte luni ai? Am... câte am? Mersi e-bike. Dacă aveai peste 300, poate ajungeai direct ca mine. Tu câte ai? 250. Și te faci scafandru 70. Da. Te faci scafandru? Dacă aveai peste 200-300, sau, gen, dacă aveai 200 sau 300, ajunge ca mine. A, ok, te pup, te pup cu Iacob, te pup. Cum o să fac? Nu, adică nu știu, o să văd. Și ai vrei să cumperi un metele de la de 50-50? Ce metele tanker sau metele heavy brigade? Heavy brigade. Depinde, îl ai tu, ai tu? Am, am. Cât? Păi e furtunat, 550 de minciorul. Știu, nu mă interesează tunatul. Tunatul nu contează absolut dacă deloc. Mă iei cu tunatul, 50.000 tunatul, nu mă mai. Tunatul nu contează. Tunatul nu. Întreabă pe cine vrei tu. Eu dacă zic, tu îmi zici, tu îmi spui tu mie că tu le pricepi mai bine ca mine? Da. Hai. Și în ăsta și în celălalt. Zic cu cât îl dai. Mai bine decât zic cu cât îl dai. Fă-mi oferta. 500, 450. Da, 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 da. Ia-l cu 350. Păi bă, așa se caută, la prețul ăla. Dar tu te ia-l tu cu 350. Bine. Să mănânci pe mine când îl iei cu 350. Hai bine. Am dat acum 3 zile anunțuri de mă spart. Toată lumea voia 500 și am găsit la un băiat, mi-a dat, am dat 450 pe el, că voia avea neapărat bani, trebuia să facă bani pentru Dodo și opa, l-am luat. Păi și tu de-i mai ieftin și îl vinzi mai scump sau ce?
Păi da, nu, dar tu mi-ai oferit 350.000. Păi ți-am zis prima dată 450 și n-ai zis nimic. Când mi-ai zis 450? Ți-am zis 450. Și n-ai auzit. Bă, dacă vrei tu așa mult, eu ți-l dau. Nu e... Da. Dar mai vine Vio? Da, mă sună. Zi-mă, vrei metele ăla? Okay? Nu acum. Oricum, o să am nevoie de el. Păi da, mă. Dacă nu-l vei spune atunci... Să vii și tu la mine, că dacă mai găsești un ofer... Dacă găsești la cineva care îți oferă mai mult, dă-i lui. Și aia e. Da, mă, dar eu nu mă gândesc, dar asta e problema, că dacă e ceva... Și o să vreau să fiu așa... Ai zis ceva? Băi, eram cu acum, bă, 2 minute înainte să se jefuiască, eram la o fără 2 minute, voiam eu să-mi jefuiască, bă, trăgea ăla de timp, mi-am dat seama și am fugit rapid la pescar. Bă, ești bun. Bă, deci m-a luat în magazin, bă, a scos arma, adică făcea cu arma, dar nu scotea, nu mai făcea arma aia. Bă, dar știi ce am făcut eu, cum m-am dus de pe celălalt oraș? Am vândut... toată averea ce am acolo. Ce prăsești? De ce? Nu știu. Ghici cât aveam. Mi-ai zis, știu, parcă 5 miliarde, nu mai știu. Aveam 9. Nu știu. Eram aproape, eram în top 10 cei mai bogați de acolo. Top 5 chiar. Bravo-ți. Da, na, am luat. Așa și m-am dus. Va fa mă tot pe. Da, mă, dar acolo era altă treabă, mă. Vezi pe simple. Da. Tu erai farmer, eu nu eram farmer acolo, asta e treaba. Nici eu nu era farmer. Nu erai farmer. Pare pe ce acolo în Coca. Nici n-am stat în Coca, nici nu aduceam taxă. Eu stăteam, am fost în Coca și mă eram aici. Dar tu mereu ai fost sărac acolo. Nu, n-am fost mereu sărac. Doar, știai tu doar de mine că-s fost sărac. Dar cât bani aveai? Că nu aveai mai mult de 100 de milioane. Ba da. Că aveai mai mult de 100 de milioane. Nu știu de ce, nici nu știu dacă, de ce mă bag cu tine sau, adică... Păi da. Nu prea mai mă interesează, sincer. Păi da. Cel mai prost cedează, după vorba aia. La Vio a uitat de tine. Bă, m-auzi, mă? M-auzi? Așa, ce vreau să zic? Ce vreau să zic, mă? Mă! Cât costă 5 bitcoin? 50.000? Ești prost. Păi așa zicea unul, mă, cu ce. Ești și tu și ăla prost. Zicea unul, mă, 50.000 ca cu 5 bitcoin. Aoleu. Dar cât e unul? 3 euro, 5 euro. Vreo 6 euro gheață. Salve, mă auzi? Da. N-ai mai răspuns de trecute la telefon. Te-am sunat, da. Bă. Am avut atunci în ziua aia când asta. Am avut de asta, m-a oprit cu viteză mare și. Da. Da, îmi aduc și mie alea? Îți aduc 3 de alea. Am nevoie, e urgent. Da, mă, da. În 5 minute așteaptă-mă la motel. La motel? Da. Păi nu prea am voie să vin eu acolo. La benzinărie atunci, pe acolo, pe lângă. Bine, ne vedem în parcarea de la benzinărie aia, din fața benzinăriei. Da, aia, hai, 6-7 minute. Deci da. Lași un sfert să fiu aici, da, acolo. Da, mă, acum, da, mă, da. Bine, hai te pup.
Banană! N-aud. Dă-i la mal, acolo, în fața benzinăriei. N-aud. Conduc eu sau conduci tu? N-aud. Ei, ești prost. A venit Viu? Da, m-am vorbit cu el. Hai, dă-i tare la mal. În stânga, bă, în stânga, mă! Nu, acolo, mă, ești prost. Dreapta, mă, ești ratat. Ce, mă? Dreapta! La malul ăsta? Da! Cât bani ai? 300 de miliarde, 450 de mii, 550. Zi-mă, fără mișo, cât ai în bancă? 950 de miliarde, 450, 550. Zi-mă, cât ai? Nu te mai duc dacă n-ai zis. Mai ia cu stânga, mai cu stânga. Zi cât ai în bancă. Nu știu. Dacă nu mi-ai zis, hai că te las. Ți-am zis, am telefonul blocat, ești prost. Nu pot. Zi cât ai în telefon. Ești ratat. 70 de mii, hai dă-i. Și cât ai? Cum bă, numai 70 ești farmer? E, mă, mamă, dă-i odată. Ia vedem cum trebuie să zi-o. Să dai Vio? Nu, ești prost, ai să le aștept la benzinărie. Dă-i mă mai îndreapta, a, ci. Hai, vii cu mine? Bine. Hai. Hai să pun bancul. Pun acolo, ci, hai. Hai, tânca, 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 tânca. Hai la. Tânca, 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 tânca. Tânca, 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 tânca. Împinge bă și pe mine, bă! Împinge eu, ai, sari, sari! Hai, mai rapid! E, păi mai dă-te-n caca de cal! Da, ham! Hai! Trame pe live, vă salut pitoți. Pitoți vă salut. Ni pune maci în cur. Uite ce prost e ăla. Doamne. A, ce bun tare spatele. Dai să mă atind o leacă. Vă bun și vă reciclez. Ăsta face hamă. Ești prost, rădeto, mă. Ești prost? Ești, sunt în fața benzinăriei, ratatule. Bă, eu sunt în fața benzinăriei. A, uite unde stă. Doamne, ce ratat ești. Pe lemn. Ce ratat ești. Soare lui. Nu mai da, ești ratat. Tu ești ratat. Unde vreau? Trebuie să vină. Parfonde. Vino un pic, vino un pic, vino un pic, vino un pic, rapid, vino.